Bogdan Aurescu este primul român ales judecător la Curtea Internațională de Justiție, cel mai important tribunal al Organizației Națiunilor Unite. Actualul consilier prezidențial și fost ministru de externe, Aurescu a primit 117 voturi, iar printre contracandidații săi s-a numerat și un rus care a reușit să strângă doar 77 de voturi. Mandatul unui judecător la Curtea Internațională de Justiție a ONU este de 9 ani și poate fi reales pentru încă unul. Din septembrie 2004, Bogdan Aurescu era agentul României pentru Curtea Internațională de Justiție. Creștere alarmantă a cazurilor de cancer în rândul tinerilor la nivel global. Tendința a fost observată între anii 1990 și 2019 și este semnalată într-un studiu realizat de cercetătorii din China, Marea Britanie și Suedia. Concret, incidența globală a crescut cu aproape 80%, iar numărul deceselor asociate cu peste 27%. Au fost urmărite cazurile noi de cancer diagnosticate la pacienții cu vârste cuprinse între 14 și 50 de ani. Creșterea au fost în special la cancerele gastrointestinale, ale sistemului urinar și ale sistemului reproducător feminin. De vină ar fi obiceiurile nesănătoase și nu neapărat factorii genetici, spun cercetătorii, care au însă și o veste bună și subliniază că în prezent cancerul nu mai este considerat o boală incurabilă. Și tot în ședința de ieri, guvernul a modificat din nou plafoanele pentru plata cu numerar. Premierul Marcel Ciolacu a spus că economia nu este încă pregătită să funcționeze cu mai puțin numerar. Așa cum am promis astăzi, revizuim și ordonanța de urgență privind operațiunile de încasări și plăți în numerar. Toate limitele actuale de cash vor fi menținute atât la persoanele fizice cât și la cele juridice. Cu două excepții, plafonul de casă pentru firme va fi de maxim 50.000 de lei, iar avansul spre decontare va fi de 1.000 de lei pe zi. Chiar dacă principiile enunțate erau corecte, în viața reală se produceau situații greu de rezolvat. Am vorbit cu reprezentanții sistemului bancar, cât și cu micii comercianți din piețe, cu mari antreprenori, dar și cu familiile care au micro-întreprinderi. Concluzia unanimă este că economia noastră nu este încă pregătită să funcționeze cu mai puțin numerar, în special în mediul rural, unde bancomatele sunt rare și lumea folosește mai mult numerar. În egală măsură, însă, vreau să eliminăm toate portițele prin care se face evaziune fiscală în România. Fără bani nu putem avea un sistem de pensii, de sănătate puternic, un sistem de învățământ performant și autostrăzi așa cum ne dorim. Unul dintre motivele pentru care guvernul voia să reducă semnificativ plățile cu numerar era limitarea evaziunii fiscale. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat în acest context că guvernul va colabora cu o companie românească pentru îmbunătățirea sistemelor ANAF. Vom folosi cea mai modernă tehnologie pentru a identifica pe cei care nu-și plătesc taxele și fraudează bugetele cu sume imense. Și eu m-am întâlnit zilele trecute și recomand și conducerii Ministerului de Finanțe să aibă întâlnire cu conducerea unei companii românești devenită lider mondial în automatizarea software, iar scopul acestei întâlniri a fost unul singur: transformarea fiscului într-o unitate digitală eficientă și capabilă să descopere orice sumă de bani nelegitim. 41 de români și membrii familiilor lor au ieșit aseară din fâșia Gaza. Aceștia au fost preluați de la punctul de trecere Rafa de echipa de la Ministerul de Externe și reprezentanții ambasadei în Egipt. Alte 107 persoane așteaptă să primească acceptul de a părăsi enclava palestiniană astăzi. Până acum, 93 de persoane au fost evacuate din Gaza și aduse în țară. Diplomația de la București spune că dialogul cu autoritățile izraeliene și egiptene continuă.
Atenționare de călătorie pentru Bulgaria emisă de Ministerul Român de Externe. Circulația rutieră prin tunelurile de pe tronsonul Sofia Ruse va fi închisă până în iulie anul viitor. Măsura este necesară pentru lucrării de reparație și modernizare, spun autoritățile din țara vecină. Circulația va fi deviată pe ambele sensuri prin tunelurile din direcția opusă de mers, dinspre Ruse către Sofia. Achiziția de tancuri Abrams pentru armata română poate merge mai departe. Pentagonul anunță că Departamentul de Stat american a aprobat tranzacția, iar Congresul a fost notificat. Salut decizia autorităților guvernamentale ale Statelor Unite. Programul reprezintă nu doar o oportunitate majoră pentru forțele terestre care vor dispune de mijloace de luptă de ultimă generație, dar demonstrează cât se poate de concret soliditatea și nivelul excelent al cooperării dintre România și Statele Unite, a scris ministrul apărării Angel Tâlvăr pe Facebook. România va cumpăra 54 de tancuri Abrams. Costul acestora este de aproximativ 2,5 miliarde de dolari. Achiziția cuprinde și o serie de alte echipamente și elemente de sprijin logistic. Parlamentul de la București a aprobat în primăvară achiziția, dar sumele vehiculate atunci erau mult mai mici, de puțin peste un miliard de dolari. Angajații Societății de Transport București și-ar putea primi salariile cu câteva zile întârziere. Motivul? Consiliul General nu a aprobat rectificarea bugetară. Prin aceasta se suplimentează cu 320 de milioane de lei subvenția pentru STB. Primarul Capitalei Nicușor Dan a spus că va convoca din nou consilierii generali săptămâna viitoare. Angajații de la STB își primesc salariile pe 13, lichidarea pentru luna octombrie. Dacă rectificarea va trece într-un final de consiliu, salariile vor intra cu cel mult 2-3 zile mai târziu, până la finele săptămânii viitoare, a mai explicat Nicușor Dan. Returul din sezonul regulat al Ligii 1 începe astăzi. Primul meci din etapa 16-a este de la ora 20:30. Sepsi Sfântul Gheorghe primește vizita celor de la Rapid. Covăsnenii sunt pe 8 în clasament, iar giuleștenii pe 3. Etapa continuă mâine cu 3 partide: Ucluj, Petrolul, Poli Iași, CFR și Farul Hermannstadt. Duminică Botoșaniu întâlnește pe Voluntari Universitatea Craiova pe Dinamo, iar FCU Craiova pe FCSB. Ultimul meci este luni, UTA Arad va juca împotriva celor de la Oțelul Galați. Echipa națională de tenis feminin întâlnește în acest weekend selecționata Serbiei. Meciurile se joacă la Craiovo, în sală pe zgură, și contează pentru play-off-ul Billie Jean King Cup, fosta cupă a federației. Astăzi, Mia Ristić, locul 353 mondial, o întâlnește pe Gabriela Ruse, poziția 125 WTA. Va urma partida dintre Alexandra Krunic, locul 689 mondial, și Jacqueline Cristian, a 98-a în ierarhia mondială. Mâine Ruse va juca împotriva lui Krunic, iar Cristian cu Ristić. În caz de egalitate, se va juca și un meci de dublu. Irina Bara și Monica Niculescu sunt reprezentantele tricolore. Astăzi, valorile termice, în special cele nocturne, vor marca o creștere față de intervalul precedent în toată țara. Cerul va fi variabil, cu nori și ploi spre seară în sud-vest, iar noaptea și în vest, nord-vest, centru și care răspunse în restul teritoriului. Vor fi mai ales averse, iar pe alocuri se vor acumula cantități de apă însemnate. Pe crestele montane vor fi precipitații sub formă de labuviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în Banat, Moldova, restul Muntenie, Dobrogea și parțial în Transilvania și în Crișana, cu viteze între 45 și 65 de km pe oră, dar și la munte, cu rafale de peste 80-90 de km pe oră la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 și 14 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Izolat, dimineața și noaptea va fi ceață. Sâmbătă, valorile termice vor fi în general apropiate de normele perioade în regiunile din jumătatea de vest a țării, în timp ce în rest se vor situa peste acestea, cu o abatere pozitivă mai pronunțată în sud-est. Cerul va avea nori pe parcursul zilei, temporar va ploua în toate regiunile, iar în sud-est vor fi posibile și descărcări electrice. Noaptea, nori și ploi vor fi mai ales în zonele nordice și centrale, precum și la munte și izolat în rest. În zona montană, îndeoseba peste 1500 de metri, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă vor depăși pe spații mici 15-20 de litri pe metru pătrat.
Vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului în sud-estul țării și local în zona montană înaltă, iar seara și noaptea în toată țara, dar cu precădere la munte, unde vor fi viteze de peste 70-80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 10 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Izolat se va forma ceață. Duminică, temperaturile vor marca o scădere față de ziua precedentă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil cu nori în prima parte a intervalului în jumătatea nordică a țării, unde local vor fi precipitații slabe sub formă de ploaie, iar la munte și la povită și ninsoare. Vântul va avea intensitate pe parcursul zilei în cea mai mare parte a teritoriului, cu vitezele cele mai mari în zona montană înaltă, iar noaptea va slăbi în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 5 și 15 grade, iar cele minime se vor încadra între minus 5 și 5 grade, ușor mai ridicate pe litoral.